din România. Sunt respectate atorinoștii toate acestea. Și, domnul Mișa este cel care facilitează construcția de... Dar totuși seamănă între ei. Bine. Domnule Năsui, poate l-ați ascultat și dumneavoastră pe domnul Mișa, sper că cu mai multă atenție decât domnul Meleșcanu. L-am ascultat, da. Da, vă felicit pentru acest efort. Întrebarea mea e în felul următor. După speculațiile privind dezastru financiar de la anul, că opoziția ne tot spune că de la anul vom fi niște oameni extrem de săraci, chiar mai săraci decât anul acesta. Toate aceste măsuri anunțate de domnul Mișa, cum să spun eu, relansează guvernarea PSD, aduc bunăstarea, e atâta dulcegărie în discursul domnului Mișa, că mie mi-e frică de riscul apariției diabetului în spațiul public. Așa. Haideți să începem cu începutul. Ați spus acum că taxa aceea de solidaritate se renumește și va fi de 2%. Fals, va fi de 2,25%. Deci, practic, este o taxă care nu trebuie să existe deloc, pentru că nu ni s-a vorbit de ea nici în programul de campanie, nici în programul de guvernare. A apărut acum o săptămână, era cică de 2%, acum aflăm că, de fapt, nici măcar nu e de 2%, e de 2,5%. Dar nu se mai numește taxă, domnul Năsui, se numește contribuție asiguratoare. Da. Păi mai știți bine? Cum e? Vă simțiți mai bine plătind o contribuție sau o taxă? E altceva. Dacă e 3 de 2%, vă simțiți poate mai bine, nu? Absolut deloc. Este aceiași bani, aceeași povară fiscală. Astea sunt niște jocuri contabile pe care dânșii le fac, așa cum fac și cu trecerea aceasta a contribuțiilor, ca să crească brutul, să zică că au crescut salariile în spațiu public, când ei de fapt nu au crescut salariile decât pe hârtie, că netul e posibil chiar să scadă. Public, Claudiu Năsui, o să crească și traficul, pentru că oamenii vor merge să-și plătească contribuție, milioane de oameni vor sta pe la cost, vor sta... Mi se pare o decizie nebunească, pur și simplu, chestia asta. Bun, ele în continuare vor fi luate la sursă, adică nu cred că o să pună efectiv oamenii să plătească. Asta era ideea aceea cu impozitul pe venitul global, să pună oamenii să plătească. Păi cum să fie luate la sursă dacă... Văd că au cam renunțat la ea, mă e frică să nu înceapă de anul viitor. Da. E încă o discuție. Eu am ascultat unii comunicatori ai puterii spunând că, domne, e o formă de responsabilizare a cetățeanului atunci când știe că are de dat personal niște bani către fisc. Deci e foarte posibil să nu fie nicio reținere de la sursă, să mergem lunar sau anual, să plătim probabil la ghișeu cu bani cash. Acum, problema este că dânsii sunt însetați după banii dumneavoastră, după banii românilor. În momentul acesta, ei fac un lucru extraordinar și aici trebuie să felicităm PSD-ul pentru comunicare. Reușesc să prezinte o creștere de impozite, o creștere a fiscalității ca pe o scădere de impozite. Deci e absolut fenomenal ce fac oamenii aceștia. Deci ne spuneți că în timp ce ei cresc impozitele, taxele, de fapt ne lasă senzația că le-au scăzut? Exact. Și pentru că, de exemplu, scăderea aceea de la 16% la 10% a impozitului pe venit, ne tot zic de ea, dar de fapt se va aplica unei baze contabile mai mari, deodată se aplică la un venit mai mare. La fel ne zic că o să beneficieze și toate celelalte venituri, din chirii, din dobânzi, deci, de ea și toate lucrurile acelea. Domnul Năsui, cei 10% vor fi de fapt mai mulți bani decât cei 16% de astăzi? Păi și asta urma să vă spun că da, pentru contribuții, da, pentru salarii, da, pentru că deodată vorind o bază de salariu mai mare. Și chiar și pentru celelalte venituri la care ea se impunea, nu vorbim de acel CASS, care deodată aflăm, dar nu ni se spune cât va fi, aflăm că cumva CAS plus CASS va fi 35%, dar acel CASS se aplică la toate veniturile în momentul de față, sau aproape toate veniturile, la foarte multe, la chirii, la foarte multe lucruri. Da. Prin urmare, ei poate să jongleze din acel CASS să îi facă pe toți și ea să plătească mai mult. Claudia, deci aici este vorba de o jonglerie contabilă. Vreau să completăm totuși și cu declarația doamnei Olguța Vasilescu și amenită cumva să lămurească și să liniștească spiritele în România. Să ascultăm. Vă propunem astăzi o hotărâre de guvern într-o primă citire prin care salariul minim brut pe țară să crească la 1900 de lei. De la 1 ianuarie 2018, astfel încât salariile românilor să nu fie afectate de întoarcerea sarcinii fiscale, suma este aferentă salariului prevăzut în programul de guvernare, care era de 1550 de lei de la 1 ianuarie 2018. Da, doamna Olguța Vasilescu, liniștind cumva spiritele, v-a liniștit sau? Da, păi nu, e exact aceeași poveste încă o dată, deci e exact același lucru. Practic, majorarea salariului minim la 1900 de lei ar trebui să înglobeze ceea ce ar fi însemnat salariul minim cu calculul actual al contribuțiilor 1550 de lei. Problema e că în programul de guvernare și programul de campanie, salariul minim urma să crească după ei la 1750 de lei. Deci, practic, ei acum nu au făcut nicio creștere din chestia asta. Deci nu fac decât această schimbare contabilă ca apoi să-ți poată spune că au crescut salariile bugetarilor, lucru pe care l-au făcut anul ăsta, dar nu-l vor mai face anul viitor, și B, au crescut salariul minim.
Ceea ce e bun, aici e o dezbatere dacă e bine sau e rău să crești costul de muncă al unei economii în creștere cum este România în momentul acesta, dar eu cred că e bine totuși, adică în momentul când crește, eu nu cred că a fost o măsură greșită asta. Haideți să ne uităm dacă ele cresc efectiv sau doar contabil și pe hârtie, pentru că în momentul acesta, având în vedere această trecere a contribuțiilor, ele sunt absolut mascate. Această taxă care a venit de solidaritate, mă rog, acum e de asigurări ale angajatorului sau cum or numi eu, că încă așteptăm să vedem ordonanța finală, că deocamdată nu sunt decât declarații, dar până acum în declarații s-au tot încurcat. Ne-au spus că nu exista niciuna, apoi e 2%, acum e 2,25%, să vedem cum o să fie în actul final. Domnule Năsu, practic, toată creșterea asta e înglobată, apoi este luată de taxe. Deci noi ne bucurăm acum că ne cresc niște cifre pe hârtie pe care tot statul ni le ia. Pe de altă parte, domnule Năsui, declarațiile au fost făcute în cursul zilei de astăzi, pe la prânz. Da, deja e ora 8. E în 7:30 aproape. Ziua nu s-a terminat. Îl așteptăm pe domnul Mișa cu răzgândeala zilei pe parcursul acestei seri. Mulțumim tare mult. Mulțumim mult pentru intervenție. Mulțumim pentru intervenție și dacă ai zis intervenție, mintea mea s-a dus către poliția română care intervine tot timpul. În forță. E genul acela de prezență care intervine. Dacă le trece legea prin Parlament, s-ar putea să intervine și jandarmii. Și jandarmii mai multă forță. Hai să vedem niște imagini cu poliția din... Poliția, cred că e poliția, a trebuit să fie a capitalei doar, că e cu numere de Argeș și în capitală. Și a fi luat permisul acolo. Parcând acum câțiva ani, când se lua ușor. Parcând pe trecerea de pietoni, hai să vedem despre ce e vorba și ne întoarcem. Răstac și eu cu nepoții și cu strănepoții, să mâncăm o gaură de covric cu toții. În imagini se vede clar cum mașina poliției este parcată la un pas de stația de autobuz. Apoi, agentul de la volan a dat cu spatele și s-a oprit exact pe zebră, după care a venit înapoi lângă stație. Având o misiune importantă, de ce să nu staționeze oriunde? Întrebare cu răspuns imediat. Polițiștilor le era foame. Misiunea importantă fiind covrigii. Necesar și asta, dar chiar punând în pericol viața oamenilor. În timp ce polițistul șofer a așteptat cu minte în mașină, colegul a mers să cumpere covrigi. Nu pare să se fi grăbit, după cum se poate observa în imagini, și nu a părut îngrijorat că au parcat mașina instituției în loc nepermis. O să chemăm miliția, dacă poliția nu e capabilă de parcat legal. Ne mai trageți pe dreapta! Poliția Capitalei într-o misiune importantă, ați văzut bine, lucrurile erau într-o relație, ați văzut pe polițistul respectiv rostogolindu-se către mașină, motivul pentru care polițiștii din România sunt atât de, sunt mai plinuți așa, mai, este legat strict de consumul, de consum excesiv de covrigi. Radu, dar știi expresia aia, vreau o țară ca afară? O tot auzim constant, dom'le, vreau o autoritate, dom'le, polițistul american. Polițistul american s-ar fi dus după gogoși. Al nostru românaș s-a dus după covrici. S-a dus după covrici, adică da. Ar trebui să ne supere. Ne supere, hai să spun ce mă supără pe mine în toată imaginea aceasta. Hai spune ce te supără pe mine. Aici aproape este Banca Națională a României. Este o șosea destul de largă în fața Băncii Naționale. Cred că sunt vreo 3 sensuri dacă ar fi împărțite. Și era un obicei al omului de a parca acolo, că nu prea ai un să parchezi totuși în București. Un obicei prost al omului. Un obicei prost. Și avem și un polițist acum, nu a mai fost în ultima vreme, dar în urmă câteva săptămâni era acolo. Treaba acelui polițist de vis-a-vis de Banca Naționala României era una singură. Dom'le, să nu parcheze lumea, să nu staționeze, nu că să nu parcheze, n-ai măcar să aștepte acolo cu mașina. Mergea și amenda constant oameni, deci toată ziua îl vedea acolo, stând acolo, întrebuințând... Polițist sau polițist local? Nu, polițist. Cum ți-ai dat seama? Polițist de acasă. Poate era polițist local îmbrăcat în polițist de... Mi-am dat seama pentru, după dimensiune, adică părea genul cu covrigi, așa, părea ca un covrig așa. Și avea acest obicei cumva de a avea această preocupare, el era plătit pentru treaba asta. A venit, lumea m-a cronometrat pe mine și a venit la mine și a zis, asta e o vendetă personală acolo, voi să ajungi. Și acum mă uit la mașina poliției și nu e prima dată când văd chestiunea aceasta. Amendează și tu pe ei. Nu, dar mi se pare normal, dacă respecte și ei, mi s-ar părea interesant. Ia-ți un costum de polițist, cum și-a luat polițistul local și tu te peste ei.
Da, ar fi interesant. Bun. Bun. Ce se întâmplă însă cu permisele? Că și permisele sunt greu de luat. Adică, ok, bun, polițistul le ia foarte ușor, polițistul știe să-ți ia foarte repede permisul, la tine să iei permisul e un pic, mai... un pic mai dificil. Dar nu să-l iei cât să-l ridici, asta e ideea. Hai să vedem imaginea. Sute de oameni au stat în această dimineață la cozi interminabile la sediul Direcției de Permise din Pipera, în Zadar. Ușile instituției au rămas închise din cauza că sistemul informatic s-a defectat noaptea trecută. Concret, serverul central s-a oprit, așa că nu pot fi preluate și eliberate noi permise și certificate de înmatriculare. La sediu a venit și ministrul afacerilor interne. Carmen Dan a venit cu explicații ridicole pentru această problemă. Ce s-a întâmplat a fost o defecțiune la sistemul de răcire, pur și simplu o defecțiune mecanică care n-a putut fi anticipată. Tot aseară, când am intrat pe avarie, am lansat și comanda pentru piesele care trebuie înlocuite. Această defecțiune mecanică înțeleg că n-a putut fi anticipată. Pur și simplu a cedat o componentă, un ventilator, care nu ar fi dat și nu a dat semnale că ar putea să cedeze. Ne dorim ca mâine sistemul să funcționeze la întreaga capacitate. Reprezentanții Direcției de Permise susțin că toate programările de azi au fost anulate, atât în capitală cât și în țară. Astăzi, practic, nu avem garanția că pot fi desfășurate activități cu public. Este strict o problemă tehnică. Un echipament de răcire al unui server central a cedat aseară. Am încercat remedierea lui, dar în cele din urmă am constatat faptul că echipamentul nu mai poate fi repornit. Da, doamna Carmen Dan are și un fil pozitiv de a fi permanent. Dacă o urmăriți, pare așa nedormită, pare tot timpul după o noapte lungă în care a lucrat pe buget, a încercat să rezolve problemele poliției române, a încercat să facă, să dreagă, are necazuri, se zbate să rezolve. Are și un ton, dacă o asculți din voce, așa pare genul de om sincer care se luptă și încearcă să facă lucrurile are să fie mai bune. De teatru radiofonic. Da. Dar pentru copii. Da, are o voce care ajută. Cum are și o prezență mici, care ajută până la urmă. Mici, adică dacă ai făcut 14 ani, nu mai ai niciun motiv să o asculti pe doamna Carmen. Pe pagina Bună România ne scrie cineva, zice așa: dragilor, ne-ar interesa mai mult problemele care ard decât niște poze. Ce spuneți despre faptul că doamna Chioveși este încă în funcție, în timp ce sute de oameni au fost închiși pe nedrept în pușcării? Am mai spus și mai spunem din când în când în emisiunea aceasta, pentru că nu avem obiceiul de a avea o problemă doar cu o tabără. Avem o problemă cu toate taberele din România. Este una dintre puținele emisiuni în care se întâmplă lucrul acesta. Bună România, ne întoarcem! Bună România, ne-am întors, așa cum vorbeam în prima parte a emisiunii, despre recolta plantată de tehnocrații, recolta agricolă, mă rog, recolta de ce era recolta? De cereale. De cereale, plantată de tehnocrați, pe vremea tehnocraților, cu care se laudă în acest moment guvernul actual. Hai să vedem și recolta de oameni eliberați din pușcărie, cu care ar trebui să se laude tot tehnocrații, că de acolo a plecat, de la doamna Raluca Prună. Hai să vedem imagini cu unul dintre, la Timișoara, cu unul dintre cei eliberați din pușcărie, intrând înapoi. Tânărul tocmai ce a fost lăsat în libertate după ce a fost arestat pentru că a furat portofelul unei femei în gara Timișoara. Când s-a văzut liber ca pasărea cerului, s-a apucat iarăși de treabă. În imagini se poate observa cum bărbatul, odată ajuns în fața rafturilor, nu a stat prea mult pe gânduri și a început să-și îndese în sân sticle cu șampoane. Nimic nu pare să-l deranjeze, să-i distragă atenția, nici măcar gândul că munca sa ar putea fi văzută de camerele de supraveghere. Semn că obiceiurile vechi dispar greu. În momentul în care au privit imaginile, proprietarii magazinului și-au dat seama imediat cu cine au de-a face. Era Remus Fercovici Junior, un cunoscut hoț de buzunare din Timișoara. Oamenii au mers la poliție și au depus plângere. Omul și-a făcut o provizie, din câte ați văzut, pentru întreg sezonul, cumva. Sunt mulți infractori care n-au domiciliu nici stabil, nici de facto, nici de iure și care iarna... păcălesc iarna, păcălesc frigul. Intrând la pușcărie. Intrând înapoi la pușcărie. Și lucrurile tu crezi că despre asta e vorba? Dar haideți să spun că vorbeam înainte de pauza publicitară despre oamenii care intră nevinovați la pușcărie. Cei de la Honius au făcut o solicitare către ANP au primit și un răspuns din partea ANP-ului. Sigur că da. 135 de tâlhari, 47 de violatori și n-a ieșit din închisori, 33 de criminali. Toți aceștia au fost eliberați în prima zi a porților deschise din penitenciare. Deci era suprapopulat penitenciarul și noi am eliberat 33 de criminali, 47 de violatori și 135 de tâlhari. Bine, sute de hoți. Asta nu e o problemă, eram în temă cu acest subiect. Dar tâlharii, tâlhăria, Radu, tâlhăria înseamnă furt cu violență.
Da, până la crima știm cu toții ce înseamnă și cred că și în privința violului suntem destul de lămuriți. Mă interesează foarte tare capacitatea de a te mira în urma ceea ce se întâmplă. Domnule, aici ne mirăm. Când să te mai și miri? Când să te mai miri, că până la urmă are și, limita, are și mirarea limitele ei. În schimb, îl avem pe un individ care n-a mai ajuns la închisoare. Îl avem pe Sebastian Ghiță, n-a mai trecut pe acolo, n-a mai populat în niciun fost fel. Demnitar, n-a, mai, nu un n-a mai aglomerat în niciun fel închisoarele din România. Ca să nu plătim la CEDO pentru supraaglomerare, domnul Ghiță și-a făcut datoria sa și a plecat în Serbia. I-a aglomerat pe sârbi în orașele lor și în arestul lor preventiv. Și înțeleg că domnul Ghiță, de acolo de unde-i domnia sa, bine, sănătos, fără prea mari probleme, câștigă la masa verde procese. Într-una, de exemplu, ultima decizie luată de magistrații Curții de Apel Ploiești a fost ca să-l scoată de sub control judiciar pe Sebastian Ghiță. Pare din ce în ce mai nevinovat. Domnul Sebastian Ghiță e din ce în ce mai nevinovat. La câte capete de acuzare avea la un moment dat, aveai senzația că, domnule, e cel mai vinovat om din lume. Dacă mai stă jumătate de an în Serbia, se întoarce de acolo deja candidat la alegeri. Da. Hai să vedem ce făcea... Ca un polițist era. Momentul în care Sebastian Ghiță se simțea bine la Ploiești... Se simțea polițist. Când arăta Sebastian Ghiță, acum nu mai știu, că tot s-a analizat dacă s-a modificat, dacă nu s-a modificat... S-a ras în cap și a lăsat barbă, tot în fața anchetatorilor, adică în fața jurnaliștilor, mâncând niște covrigi relaxat, omul știa ce urmează, știa ce se va întâmpla, n-avea niciun motiv de preocupare. Dar ții minte că în campanie electoral domnul Sebastian Ghiță promova, ce promova? Amnistia și grațierea. Da. A promovat o politică. A văzut că nu a acceptat societatea. A văzut că n-are cu cine să se întreagă. Și a zis, dom'le, dacă nu vreți să mă grațiați, să mă amnistiați, da, o să câștig eu procesele. Da. O le câștig așa din Serbia, de la distanță. Dar nu-i suspect, totuși, adică suspect sigur că e care are această calitate, dar nu se pare suspect că de acolo din Serbia, un fugar, cum e domnul Ghiță, câștigă procese aici în România? Prin neprezentare. Prin neprezentare? Sigur, are avocați care le reprezintă. Stai liniștit că nu trimite câte o depeșă de acolo cu punctul de vedere oficial pe care îl are. Dar nu e totuși ciudat? Nu, da, eu, ce mi se pare mie ciudat în acest moment, sunt la pușcărie. În pușcările acestea pe care le urmărim acum și pe care le deplângem, sunt oameni nevinovați în pușcării în momentul de față. Știu și eu câteva cazuri, așa, și oamenii aceia nevinovați continuă. Nu o să fie în pușcărie în aceste momente. Bine, dar sunt oameni mai puțin vinovați decât tâlharii ăștia care așa, rămân în pușcărie. Pe de altă parte, l-avem pe Sebastian Ghiță, care încă nici nu a putut fi demonstrat ca fiind vinovat, omul fiind plin de vină. Adică când în momentul în care te uiți la el, nu poți să te uiți la el ca la un om eu nevinovat. Eu m-aș uita la domnul Sebastian Ghiță, m-aș uita la conturile domnului Sebastian Ghiță, m-aș uita la contractele cu statul ale domnului Sebastian Ghiță, m-aș uita la contractele cu dedicații ale domnului Sebastian Ghiță și după aia aș vorbi de vinovăție sau nevinovăție. Dar cert e că, uite, rechizitorile nu stau în picioare și asta mă pune serios pe gânduri, pentru că și așa telespectatorii noștri voiau să atingem puțin și subiectul ăsta, da, al justiției, un subiect care mie îmi place în mod deosebit. Te face să te simți, mă face să mă simt român. Te relaxează, român. Te românizează, te duce în România. Și tot așa ne uităm ca la un om nevinovat și la doamna Olguța Vasilescu. Ea are un stadion care nu poate fi inaugurat. Tot așteptăm să fie inaugurat. Ne paște data de 18 noiembrie, când este ziua dânsei, când trebuie să fie inaugurat de către craioveni și iată că are probleme cu rezistența, cu structura de rezistență. Radu, când ne uităm la stadionul acela, nu ne așteptăm să fie inaugurat, ne așteptăm să decoleze, că este ca un OZN, așa, sub aspectul unui obiect zburător neidentificat, dar e un obiect zburător neidentificat făcut pe genunchi, făcut așa în cine știe ce fabrică de asta, cu cine știe ce muncitori necalificați, pentru că bijuteria Olteniei e stricată. Capacitatea stadionului mi se pare mai puțin importantă decât capacitatea doamnei Olguța Vasilescu de a apărea tot timpul, indiferent, în mijlocul, tot timpul Olguța Vasilescu, dacă o urmăriți, este în mijlocul unui dezastru. Și ea tot timpul are un calm, un zâmbet, are un fel relaxat de a fi, pare că nu e nicio problemă. Nu e, care e problema? De ce sunteți așa agitați? Stați, domnule, un pic, e un stadion foarte frumos pentru un trei. Dom'le, dar vedeți că a costat o grămadă de bani. Ușor defect. Să cadă, are tot felul de fisuri. În fine, între timp, lumea avansată, se întâmplă niște lucruri, mai apropo de OZN, se întâmplă niște lucruri realmente importante. De exemplu, a apărut primul robot, cumva. Ne-a apărut primul robot cetățean. Care a primit cetățenie. Ca așa roboți au mai fost. De robot suntem sătui, slavă Domnului. Avem și noi, Radu, roboții noștri. În Arabia Saudită a acordat cetățenie unui robot, un gest făcut în premieră mondială, la un târg de invenții tehnologice. Hai să-l ascultăm un pic vorbind, mă rog, nici nu contează să vă spun ce spune. Nici nu contează ce spune. Ascultați cum vorbește, un robot. Dar pare mai coerent decât cetățean. Unii politicieni. Un robot cetățean. This is Sophia. Sophia, if you could, please wake up and say hello to everybody. Oh, good afternoon.
My name is Sophia, and I am the latest and greatest robot from Hanson Robotics. Thank you for having me here in At the Future Investment Initiative. Robotul este de sex feminin, acum aici putem să discutăm, e un tip de discriminare care se petrece. E o robotă. Face și niște declarații destul de controversate, zice, vreau să-mi folosesc inteligența artificială ca să-i ajut pe oameni să trăiască mai bine. Bă, păi, asta e pesedistă. E mare ceva pesedist, un robot pesedist, cumva. E același discurs cum... pe care îl întâlnim și la liderii noștri politici. Dar o fi în campanie electorală acest robot, vrea să candideze la ce? Ce e, apără abia ai primit cetățenie și deja vrei să ne ajuți. Pe de altă parte vreau... Asta am văzut și noi Matrix. Am văzut ce se întâmplă când ne ajută prea mult robotii. Avem și noi robotul nostru, hai să vedem. Adică noi avem un robot care nu doar cetățenie are, dar are și președinție. Hai să vedem, robotul României. Dați imagini, vă rog. Avem și noi. Iată. Ia uitați și fiți atenți la acest și moment. Acum întoarce. Extraordinar. Vreau să-l cunosc pe scenograful președintelui Klaus Iohannis. Te fi aștepta cunoscându-l pe fostul președinte Traian Băsescu să salute ofițerii sau ce erau acolo subofițerii din garda de onoare, pentru că intenția a fost să salute după aia de cartier. Hai, mă rog. Ce a fost asta, domnule președinte? Dar înțeleg că avem un nou președinte care are probleme cu șuvița, revine șuvița buclucaje cumva. Iată. Și vine, ia. Merge, hotărât, pas cu pas. Uitați, vorba cărții. Momentul, atenție pas, mare. Și pas, acum, pas. Vă tânga împrejur, domnule Klaus Iohannis. Aici e momentul. Ta. Acum cu mâna. Cu mâna s-a întors. S-a întors cu mâna. Momente emoționante de ziua armatei cu domnul Klaus Iohannis. Și ce am mai făcut, traseu și tur-retur? Făcând niște faze. Extraordinar, Klaus Iohannis. Extraordinar momentul. Extraordinar. De ce a vrut să-i salutea pe când cu oamenii ăștia? Da, ia, cumva păcăliși pe dreapta de câteva ori. Dacă, uite, pac și momentul. Dacă vrei să fii malițios, poți să spui că i-a păcălit pe oameni doar o dată. Momentan. Dar vine 2020, partea a doua. Eu zic că va merge mai departe. Pe a avut primul pas, pas cu pas, ultimul pas. Ultimul pas. Și acum îl vedem în pas de defilare. Și avem și impas în curând. Și impas. Da, ideea este că nu avem altă variantă, nu avem altă soluție. Bun, mai avem și o imagine interesantă cu domnul Klaus Iohannis împreună cu eroul națiunii despre care vorbeai și pe care dădeai tu să-l numești premierul țării. Singurul premier competent pe care PSD l-ar putea produce. Ar trebui mulți de toate competențele sale, domnul Daia. Iată această imagine cu... Nu se uită la el ca la oaie. Abia asta este binomul. Dați-mi voie să numesc această poză binomul. Domnul Daia uitându-se așa... Admirativ. Admirativ. Și cred că în mintea dânsului asta este. Domnule, ce-a crescut porumbul, domnule, în Timișoara, în Sibiu. Domnule, s-a făcut... Ce n-ar să facă ăștia în Sibiu? Sau nu poate... Sau poate spune altceva, sau poate spune ce-mi place berbecul. Nu, eu cred că domnul Daia se uită la... Știi că domnul Klaus Iohannis e un om încăpățânat. Da, și nu, eu cred că zice ce producție... Ce producție prezidențială avem. Uitându-se la domnul Klaus Iohannis, zice, uite-mi ce producție spectaculoasă. Extraordinar. Domnul Daia, vorbind din priviri mai bine decât o face în orice discurs... Și mai avem încă o poză în care, iară, avem doi oameni care vorbesc, pentru că... Păi avem doi oameni acolo aici. Avem doi oameni, realmente doi oameni. Și noi trăim sub acest blestem al robotului. Că știi, Klaus Iohannis n-ar fi așa cu ghilimele de rigoare primul robot în politica românească. Nu, am mai avut roboți. Ți-l amintești pe Teodor Stolojan? Bineînțeles. Teodor Stolojan. Eu cred că el nu-și mai aduce aminte de el. Adică eu l-am mai văzut pe Teodor dacă Stolojan. Dacă eu formatam memoria domnului Stolojan, nu-și mai amintește. Eu l-am mai văzut în discuții și nu părea că-și aduce aminte de el. Dar iată această imagine cu un comentariu absolut dumnezeiesc, aș putea spune. Cu buzerul și zanfir, era burtiera. Cu burtiera, da, dar nu era suntem noi în acea imagine. Da. Bună ziua, aveți un minut să vorbim despre domnul nostru Liviu Dragnea? Acești mormoni sau poate chiar martori ai domnului Liviu Dragnea? Acești martori. Vin să propovăduiască programul de guvernare, pentru că ne-a spus domnul Daia, au și pesediștii o Biblie, ei cred în programul de guvernare. Dar sunt niște credincioși, nu știu, nu sunt foarte fideli programului de guvernare. Mie mi se pare că nu sunt ușa de biserică cei doi ecarzi. Să ne ajungă în iadul politicii, mă gândesc. Dar în mod sigur sunt ușa de parlament. Uite ce bine le vine acolo, dincolo de ușă. Deci ei sunt miniștrii justiției, ei, da, între ei. Ultimii doi miniștri ai justiției, sau mă rog. Poate vom mai avea și alții, cu ajutorul Dumnezeu, vom avea și alții după acești doi miniștri. Interesant, domnul. Dar știi că între cei doi domni e o prăpastie ca între, aș fi vrut să spun PNL și PSD, dar aș fi greșit, nu știu, USR și PSD sau PRM, când exista și UDMR, între acești doi oameni. Adică par contrari. Păi par contrari, pentru că unul e specialist în drept, iar celălalt din potrivă. Și celălalt, Dumnezeu cu mila.
În fine, celălalt în ce ar putea fi specialist? Este specialist în replici. Este cel care a adus pe scenă cumva această replică, altă întrebare, din care, credeți-mă, nu mai ieșim. O termen de specialitate se numește soundbites. Avea Traian Băsescu la un moment dat soundbite-ul său. Da. Avea mai multe. Nu o să le reamintesc. A avut și Tăricianu. Domnul Tăricianu a avut. Ce, doamnă, vreți să vă fac hotel? Sunt multe replici celebre în politică. Cea mai recentă aparține domnului Iordache. Altă întrebare. Și vă mai dau și o replică celebră în politică. Bună România este o replică pe care sper să o facem noi celebră. Ne revedem mâine de la ora 6 și jumătate. Să se salute astfel oamenii pe stradă. Bună, bună România! Un fenomen. Hashtag bună România! Da. Bun, ne revedem mâine de la ora 6 și jumătate la B1 TV. Urmează Dosar de politician cu Silviu Mânăstire. Să aveți o Românie bună. Să aveți o Românie bună, oameni buni, toate cele bune, ca să rămânem așa în zona aceasta. Ne vedem mâine!